Bună tuturor! În tutorialul de astăzi o să lucrăm această vestă care este destul de ușor de făcut și are un model destul de, de aerisit, așa ca pentru vară. Sper să vă placă, are o construcție destul de, de simplă și poate fi făcută de către oricine, zic eu, chiar dacă sunteți începători sau nu. Um, am lucrat această, această vestă un pic mai lungă, dar uh, se poate ajusta ca și lungime, uh, chiar va fi ușor și ca uh, lățime, ca cât de largă doriți sau cât de strâmte doriți să fie. Sper să vă placă acest tutorial și uh, haideți să lucrăm împreună această vestă. O să vedem imediat ce fir am folosit, pentru că am primit destul de multe complimente. Am, primit acest, am folosit acest fir de la Katia Fair Cotton Crafts uh, 175. Um, am folosit două astfel de bobine și uh, trebuie să știți că pentru mărimi mai mari uh, va fi destul de complicat de ajustat culorile pentru uh, părțile din spate și față, având în vedere că uh, se lucrează separat, deci nu a, este un model circular astfel încât să uh, putem să ajustăm uh, culorile. Dar uh, tot cei de la Cati au și uh, uh, fair cotton, care este um, varianta solidă este același fir, dar doar în culori solide. Deci dacă doriți o alternativă, puteți să o găsiți. La fel puteți să folosiți orice alt fir. Acest fir este în categoria 1, al listat de către firma de fire, de către Katia, însă aș zice că este o categoria 2. Ei spun că se recomandă o croșetă de 2,5-3 mm, deci un fir destul de subțire. Eu am folosit o croșetă de 4,5 mm pentru că am vrut să cadă frumos și să nu fie modelul de croșetat prea, prea strâmt. Uh, deci, orice fir ați putea să folosiți de la categoria 1, 2, 3, însemnând tot ce se... Și, bineînțeles, dacă puteți să lucrați cu o croșetă de 4,5 și reușiți să păstrați o tensiune constantă, atunci uh, este perfect. Tot ce se fir pentru care se recomandă o croșetă de maxim 4 mm ar fi perfectă pentru, perfect pentru acest model. Haideți să începem. O să începem cu uh, partea din spate. Se lucrează de jos în sus până la umeri, iar la umeri vom uh, lucra părțile din față, bineînțeles uh, separat. Dar, pentru că eu lucrez cu acest fir care uh, își schimbă culorile, le voi lucra oarecum simultan, ca să asigurăm o tranziție a culorilor cât de cât similară pentru cele două părți. Haideți să începem! Eu voi începe uh, și voi lucra acest tutorial în mărimea S. Uh, modelul de croșetat necesită un multiplu de 2 plus 1. Uh, voi croșeta 82, uh, 82 de ochiuri de lanț și bineînțeles dacă doriți să vă ajustați în funcție de tensiunea cu care lucrați să aveți acest lucru în minte că o să vă trebuiască un multiplu de 2 plus 1 Primul rând îl vom începe uh, începând cu al doilea ochi de la croșetă și vom lucra piciorușe scurte. Iar la finalul acestui rând o să avem 81 de piciorușe scurte. După ce am finalizat rândul, o să lucrăm un ochi de lanț și întoarcem și vom lucra încă două rânduri în picioruș scurt. După ce am uh, finalizat, acesta a fost uh, cel de-al doilea rând, cel de-al treilea rând, îmi cer scuze, și o să. Uh, un ochi de lanț și întoarcem. O să lucrăm un picioruș scurt în uh, primul ochi, iar apoi vom lucra 16 ochiuri de lanț. Acesta este rândul lanț dintre uh, piciorușel rândurile în piciorușe scurte care poate fi mai scurt sau mai lung. După ce am finalizat 16 ochiuri de lanț, mergem în următorul ochi și lucrăm un picioruș scurt. Apoi încă un picioruș scurt în următorul și începem din nou 16 ochiuri de lanț. Un picioruș scurt în următorul ochi și încă un picior scurt în următorul ochi și vom repeta până o să ajungem la finalul rândului. Haideți să mai lucrăm încă o dată. Deci 16 ochiuri de lanț. Mergem în următorul ochi cu un picioruș scurt și în următorul cu un picioruș scurt. Și vom repeta până o să ajungem la finalul rândului. Am încheiat rândul cu două piciorușe scurte în ultimele două ochiuri. Și acum vom lucra 9 ochiuri de lanț și întoarcem. Al 9 la ochi de lanț se consideră Primul picioruș și va trebui ca pe rândul de întoarcere să lucrați un picioruș scurt și în acest ochi. Acum vom continua să lucrăm câte două piciorușe scurte în fiecare buclă. Deci vom continua să lucrăm câte două piciorușe scurte în fiecare buclă până la finalul rândului. La final de rând o să avem 80 de piciorușe scurte plus acel ochi de lanț care este al nouălea de la început în care pe rândul de întoarcere trebuie să ne amintim să lucrăm acel ochi. Da? Deci aici va trebui să lucrăm un picioruș scurt. Și practic acestea vor fi rândurile de la rândul 2 până la acest rând 5 pe care va trebui să le repetăm până vom avea în total 71 de rânduri. Bun, am finalizat cele 71 de rânduri. Practic avem 17 repetări plus încă 3 uh, rânduri în picioruș scurt. Acum vom folosi marcatori pentru a marca uh, umerii. Și o vom lăsa câte 31 de ochiuri de fiecare, la fiecare parte. Deci practic vom începe să lucrăm porțiunea din față, lucrând doar în cele 31 de rânduri. Și vom începe cu 3 rânduri în picioruș scurt. Deci primele trei rânduri vor fi în picioruș scurt și vom lucra doar până la marcator. Atunci când vă marcați uh, uh, ochiurile pentru uh, părțile din față, trebuie să avem același lucru în vedere că vom avea nevoie de multiplu de 2 plus 1. Și vom continua să lucrăm cele, două, uh, cele trei rânduri în picioruș scurt iar apoi vom lucra în, în jos și vom începe să repetăm același număr de același număr de ochiuri pe care le vom, același număr de rânduri pe care le-am lucrat și la partea din spate. Eu voi lucra cele patru rânduri care reprezintă de fapt răscroiala mânecii, după care o să încep să lucrez cu, direct cu culoarea verde, deci mi-a mai rămas un pic din această culoare colorată pe care am dat-o la o parte și am început să lucrez doar cu culoarea verde. Și vom alterna câte un model de câte un uh, câte o repetare, deci aceste patru rânduri care se repetă de o parte și de cealaltă pentru a putea păstra cât de cât tranziția culorilor similară. Uh, de menționat că atunci când lucrați cu o singură culoare, acest lucru nu este necesar și puteți să lucrați un întreg uh, uh, o întreagă parte față până la final, fără a fi necesar să alternați. Deci, iată cum arată uh, părțile din față. Deci, practic, am lucrat cele patru rânduri pentru răscroia la mâneci. A doua bobina am început-o de la exterior și acum am uh, creat acest ghem pe care l-am uh, luat uh, pentru a da culorile, prima parte de culori, la o parte. Iar acum voi începe cu culoarea verde și o să încep să lucrez uh, alternând câte patru rânduri de fiecare. Parte. Bun, și iată că am finalizat uh, părțile din față. Observați că cumva uh, culorile, așa cum au uh, Uh, cum s-au schimbat ele, nu sunt exact identice cu partea din spate, însă nici nu am stat să, uh, să le așez în așa fel, pentru că ar fi fost mult prea complicat. Eu zic că arată destul de bine și putem merge la pasul următor. Bun, acum am început să lucrez uh, marginea. O să lucrăm uh, la porțile din față și guler. O să lucrăm o margine în picioruș scurt. O să lucrăm în fiecare uh, rând sau uh, lateral al rândului în picioruș scurt. O să lucrăm câte un ochi. Iar acolo unde avem ochiuri de lanț, am lucrat câte un picioruș scurt și apoi am sărit următorul loc de lanț, da? ca să putem să avem o margină care se păstrează cât mai, cât mai dreaptă. Dacă observați că se... Uh, că se încrețește marginea, puteți fie să schimbați croșeta cu o croșetă mai mică sau chiar să lucrați uh, uh, mai puține, mai puține ochiuri, deci cumva să ajustați numărul de ochiuri pe care lucrați pe parcursul lanțului, astfel încât să nu se, uh, să nu se încrețească. Și o să lucrăm, am început la baza părții față, care este partea dreaptă, pentru că vreau să lucrez această margine pe față și o să continuăm până ajungem la guler, iar apoi o să ne întoarcem pe partea opusă a părții din față. Înainte de acest proces, va trebui ca părțile laterale să le coasem da? Să coasem părțile de laterale, de jos până la sub braț. Când am ajuns la colț, la îmbinarea uh, părții față cu partea din spate, deci practic la guler, am lucrat în colț pentru primul rând doar trei uh, piciorușe scurte împreună, ca să creăm oarecum uh, acest colț să fie uh, frumos și uh, rotund. Iar acum o să continuăm cu piciorușele scurte de la partea din spate și din nou în colț, acolo unde se îmbină partea din spate cu partea din față, cele trei ochiuri, cumva, deci două din partea spate, unul din partea spate, unul de la mijloc și unul din partea față, le vom lucra împreună. Da, deci aici se înbină, practic se repetă un ochi, dacă vedeți o să lucrăm și în acel ochi și îl considerăm, deci ultimul loc în care am lucrat la partea din față o să-l considerăm ochiul de la mijloc, iar apoi mergem pe cealaltă parte laterală. Parte aia, cealaltă parte din față și o să continuăm cu piciorul scurt până ajungem la bază. Nu a mers și la baza vestei. Da, deci nu am mers circular pentru că am considerat că acolo oricum avem cele trei, cele trei rânduri în picioruș scurt deci practic nu prea făcea sens însă dacă doriți puteți chiar să mergeți circular lucrând cele trei rânduri de bordură lucrându-le și pe partea din jos inițial am vrut să adaug niște franjuri de aceea nu am Uh, nu am lucrat bordură și pe partea din jos, m-am răzgândit între timp, dar există și această opțiune de ce nu. O să continuăm să lucrăm aceste piciorușe scurte, iar uh, după ce vom finaliza acest prim rând, care este un pic mai complicat lucrând în... Uh, uh, Perpendicular pe rândurile părții din față, apoi o să continuăm și o să mai lucrăm încă două rânduri, tot în picioruș scurt, pentru a finaliza uh, această bordură. La fel, dacă la primul rând vi se pare că se încrețește și că este un pic mai uh, nu este chiar foarte drept, bine, acest lucru se mai poate uh, regla și după blocare, dar puteți să folosiți începând cu rândul al doilea o croșetă mai mică sau chiar să faceți niște scăderi pe parcurs, se poate, da. O să continuăm acum să lucrez cele două rânduri rămase. Bun, am finalizat uh, marginea pe care am uh, lucrat-o pe la părțile din față și guler, iar acum o să repetăm același procedeu și pentru mâneci, la fel uh, cum am procedat pentru că o să lucrăm iarăși în... Uh, perpendiculare pe rândurile părții spate și părții față de-a lungul răscroielii mânecii o să păstrăm același procedeu vom lucra piciorușe scurte și acolo unde avem uh, uh, rânduri în picioruș scurt o să lucrăm câte un picioruș scurt exact, o să vedeți că aveți niște spații între rânduri pe ochiurile de lanț o să lucrăm câte un picioruș scurt, apoi mai sărim un ochi, și un picioruș scurt și mai sărim un ochi, astfel încât să uh, păstrăm iarăși această margine să fie cât de cât dreaptă. Dacă am lucrat în fiecare ochi, cumva ochiurile de lanț atunci când le lucrăm sunt un pic mai strâmte decât lățimea unui picioruș scurt și atunci ceea ce vă spuneam, marginea se va încreți. Dar rămâne valabil același lucru pentru că depinde foarte mult de tensiunea cu care, uh, cu care lucrați. Dacă vi se pare că este un pic cam... Uh, se încrețește, atunci putem să schimbăm croșeta cu o croșetă mai mică sau chiar să facem câteva scăderi. Când am finalizat rândul, o să unim cu piciorul și alunecat un ochi de lanț și eu o să întorc, deși se poate lucra și uh, circular, dar voi întoarce pentru că vreau să arate această margine exact la fel ca și cea de la părțile din față, pentru că dacă lucrăm doar pe față, cumva rândurile arată ușor diferit. Nu va fi foarte vizibil, dar prefer să întorc. Și vom lucra la fel trei rânduri și la partea din față. Și după ce vom finaliza și uh, mânecile, practic uh, vesta este gata. Vă spuneam, uh, nu am pus accent, dar uh, părțile laterale trebuie cu sute de la uh, sub braț, în jos. Și cam asta a fost tot. Acum ce ne rămâne de făcut, ascundem capetele de fire și o blocăm. Pentru că este bumbac, eu am spălat-o la mașina de spălat la 20 de grade. Iar apoi am întins-o frumos uh, uh, orizontal și am uh, pus uh, bolduri de blocat sau altfel de bolduri pentru a fi drept, frumos și pentru a fi gata de purtat. Sper că v-a plăcut și acest tutorial și vă aștept cu mare drag și data viitoare. Pe curând!